Este ora 14, criză energetică majoră în Republica Moldova, deficit de energie astăzi de circa 400 de megawatts pe oră, adică o treime din consum. Este în desfășurare în momentul acesta o întâlnire între Maia Sandu și Klaus Iohannis. După cum știți, ieri s-a vorbit despre această rachetă rusească, o rachetă căzută pe teritoriul unui sat din Republica Moldova. Contextul e tensionat. Situația puterii de la Chișinău e una dificilă în acest moment. Ce va solicita președinta Republicii Moldova din partea României? Un discurs rostit astăzi în Parlament, urmărim un fragment din acest discurs și mă întorc la invitații. Știu cât de greu e să oferi ajutor atunci când e greu și în casa ta. Dar astăzi trăim vremuri cu adevărat dramatice și decisive și avem nevoie unii de alții. Trăim realitatea unui război îngrozitor la hotarele noastre. Un război care ucide oameni nevinovați în Ucraina și care pune în pericol libertatea noastră a tuturor în această regiune. Maia Sandu cere ajutor explicit, vorbește despre pericolul în care se află Republica Moldova. Le mulțumesc invitațiilor mei, fostul ministru de externe Adrian Cioroianu, în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc mult! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Îl salut pe jurnalistul Ciprian Purice, se află în studio alături de mine. Îi mulțumesc mult pentru asta. Bună ziua, mulțumesc, Ciprian Purice! Bună ziua, mulțumesc și eu! Domnule Cioroianu, cuvintele pentru a descrie nevoia pe care Republica Moldova o are față de sprijinul pe care îl primește și l-ar putea primi față de România sunt inutile. E clar, Maia Sandu a venit să ceară ajutor de la București. Sunt oameni care spun, ați auzit-o pe Maia Sandu, știu cât de greu este să ceri, de exemplu, energie când și în casa ta e greu. Pentru că nu trebuie să ignorăm faptul că există un curent de opinie, chiar și aici, care, potrivit căruia ar trebui să ne concentrăm mai mult pe consumatorii din România și mai puțin pe alții. Haideți să le explicăm oamenilor de ce este importantă Moldova în acest context fragil de securitate în care trăim, domnule Cioroianu. Păi cred că orice om, orice român înțelege, fără foarte multe detalii, că nu poți să te simți bine câtă vreme fratele tău nevinovat, care nu te-a ofensat cu nimic, care nu te-a lovit cu nimic, trăiește prost în întuneric, în fric și în foame. Sigur că și noi, ca atare, România, ca și Republica Moldova, am trăit decenii de viață neliberă, uneori de foame, de cozi, de dictatura politicului, de nopți înfrigurate, de calorifere reci, de becuri care nu se aprindeau sau se stingeau fără să fim anunțați. Noi, cei trecuți, să zicem, de 30-40 de ani, avem amintiri din regimul trecut. Tinerii poate că nu le au, dar ne unește această memorie comună a unor suferințe, hai să zicem, energetice. Dar i-aș mai ruga pe români, pe toți românii, indiferent unde ar trăi ei, să înțeleagă că în momentul de față Republica Moldova este oarecum la intersecția mai multor crize simultane, mai multe crize care se suprapun. Pe de o parte o criză alimentară, pentru că Republica Moldova depinde foarte mult de agricultură, ori vedem cu toții că am văzut-o și la noi, dincoace de Prut, dar vedem și în alte țări europene. Am avut de-a face cu cel mai secetos an din istorie de când se măsoară. Deci asta e criza alimentară. Acolo mai este și o criză politică la Chișinău. E limpede că sunt interese, oricine își dă seama cine ar fi interesat în subminarea proiectului pro-european pe care Maia Sandu și guvernul de la Chișinău îl reprezintă în momentul de față. Așadar, o criză alimentară, o criză politică și o criză energetică. Iată. Ori din acest punct de vedere, măcar din acest punct de vedere, sunt convins că România poate face ceva. Și noi și vecinii noștri. Acesta este drumul pe care, de altfel,
Republica Moldova probabil se va înscrie în următoarele săptămâni, această conectare a ei la un lanț energetic venind dinspre Bulgaria, dinspre Grecia, de fapt, cu participarea noastră, astfel încât să putem suplini măcar ceva din ceea ce le va lipsi peste iarnă. Nu le vom putea da 100% energia pe care o primeau dinspre Rusia, nici noi nu o vom avea, nici Europa nu vom avea, nu va avea, dar acolo unde putem ajuta, cred că e de datoria noastră să facem, este o datorie de minte, dar și de suflet în egală măsură. Și, sincer, cred că românii nu au nevoie de foarte multe explicații pentru a înțelege de ce, dacă putem și putem, e cazul să ajutăm pe cetățenii Republicii Moldova. Întâlnirea dintre Maia Sandu și Klaus Iohannis a început acum mai puțin de jumătate de oră. Sigur că vom transmite în direct declarațiile. Ce poate face România acum pentru Republica Moldova? Pentru că e clar, Maia Sandu are nevoie de reacție rapidă. Eu n-aș pune întrebarea ce putem face acum, aș face o afirmație, trebuie să facem totul. Trebuie privit lucru și să ne uităm puțin pe hartă, să vedem că Moldova să vrea să importe curent din altă parte decât din România și nu are de unde. Pentru că are Transnistria care i-a redus furnizarea, are Ucraina care săraci ucraineni nici pentru ei nu mai au, adică așa, și are România, deci din altă parte nu poate trage fizic pe rețele curent electric decât din România. Iar gazul despre care vorbea domnul Cioreanu, tot prin România, trece prin interconect, prin țevile care vin dinspre Bulgaria cu interconectorul Bulgaria-Grecia și tot așa, care a fost terminat de curând. Deci trebuie să facem totul pentru frații noștri de peste Prut. Sunt români ca și noi, nu sunt alt neam, nu sunt alt popor, sunt întâmplători și cred eu cât mai pentru puțin timp cetățenii altui stat. Pentru puțin timp? Așa sper. E un contextul geopolitic și... Ai o speranță personală. Și mai și știu niște lucruri. Faptul că Rusia are probleme foarte, foarte mari la ea acasă și se concentrează pe frontul din Ucraina, că până acum și domnul ministru Cioroianu poate spune că principalul adversar din punct de vedere al securității, al reunirii Basarabiei cu România, pe lângă chestiunile, să spunem, de ordin administrativ, stat și tratate și mai știu eu ce, a fost Rusia. Da? Ori acum Rusia are cu totul alte probleme și de ce nu să facem pași în direcția asta, evident, dacă și moldovenii vor acest lucru. Dar eu m-aș bucura dacă domnul Iohannis are și, de exemplu, cu altă retorică. Pentru că, doamna Chiriac, de jumătate de ani se spune să dăm cu un grad mai puțin termostatele în casă, să stingem un bec, să facem economie. M-aș bucura dacă președintele României ar veni să spună, dragi români, hai să facem economie, să-i ajutăm pe frații noștri de peste Prut. Eu, de exemplu, sunt dispus să închid un bec, două, trei, câte pot, ca să-mi ajut frații de peste Prut. Nu sunt dispus să închid un bec pentru nemți și pentru francezi. Ciprian Purice, ca mică paranteză de politică internă, domnul Ciolacu ne-a lăsat ieri să înțelegem că degeaba facem economii, că toată lumea va plăti un preț unic de 1,3%. Nu, e un preț maximal. Adică toată lumea va plăti prețul maximal. Domnul Ciolacu face o politică a pașilor mărunți împotriva rechinilor din energie, care să o spunem drept, rechinii din energie, fie că vorbim din companiile de stat, fie că vorbim din companiile private, sunt adevărații stăpâni ai Guvernului României. Ăsta e adevărul. Haideți să ne întoarcem la subiectul Maia Sandu, Klaus Iohannis, întâlnirea care se desfășoară acum. Washington Post vorbea, domnule Cioroianu, despre interesul puterii de la Kremlin de a destabiliza guvernul de la Chișinău. Care este acest interes acum, când se vorbește despre faptul că Rusia stă prost la capitolul de resurse, moral și așa mai departe? Rusia stă prost, evident că stă prost, în sensul că această campanie începută în Ucraina n-a curs cum și-ar fi dorit-o, dar în același timp Rusia are o mare experiență, nu numai de 20 de ani, de 30 de ani, de decenii, de ultima sută de ani, dacă vreți, dacă putem coborâ în istorie, dacă doriți, dar are o mare experiență în a băga bățul prin gard, cum se spune, în curtea vecinilor. Pentru că este o logică foarte simplă. Rusia nu este interesată ca vreunul dintre vecinii săi să aibă o relație profitabilă de câștig reciproc cu Uniunea Europeană. Fie că e vorba de Ucraina, fie că ar fi vorba de Republica Moldova, fie că ar fi vorba, nu știu, de Belarus sau de oricare dintre republicile astea mai occidentale din spațiul fostei Uniuni Sovietice, dacă acestea se apropie de Uniunea Europeană,
dacă cetățenii își dau seama că odată cu această apropiere de Uniunea Europeană, repet, spun apropiere, nici măcar n-am spus aderare din prima, pentru că aderarea e un proces, cum a fost și în cazul nostru, e un proces ceva mai de durată. Dar apropierea, cu modificarea legislației, cu instaurarea unei justiții mai corecte, cu instaurarea unei politici mai responsabile, cu instaurarea unei lumi bancare și economice ceva mai, cum să spun, mai transparente și mai corecte, e bine, atunci oamenii încep să trăiască ceva mai bine și să-ți dea seama de avantajele libertății și ale democrației. Ori Rusia nu e foarte interesată, pentru că dacă s-ar întâmpla asta la granițele sale, acest curent pro-occidental ar putea contamina proprii săi cetățeni, care și-ar da seama că poate e mai bine să trăiești într-o democrație cu tot zgomotul de rigoare politic, discursuri publice în contradictoriu, certuri polemici, dar oricum e mai bine să trăiești într-o astfel de societate cu polemici decât să trăiești într-o societate în care cuvântul unui singur om contează. Ori asta este miza pentru Rusia. Aceasta este miza pentru care, fără niciun fel de îndoială, până la urmă nu trebuie să ne spună Washington Post, deși Washington Post e un ziar foarte serios din Statele Unite ale Americii, dar orice om bănuiește că, de fapt, Rusia a încercat să tragă niște fire și în Ucraina și în Republica Moldova, astfel încât să creeze probleme echipelor guvernamentale care și-ar propune un proiect pro-european. Ori Maia Sandu și guvernul de la Chișinău sunt încă o încercare a Republicii Moldova de a se apropia de acest univers european-occidental de tip democratic și, drept urmare, Rusia evident că are motive să încerce șubrezirea politică a Maiei Sandu. Domnule Cereanu, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Putin atacă centralele, atacă sursele de energie din Ucraina, îi lasă pe ucrainieni în frig. Dar văd că astăzi asta face și cu Moldova. Repet informația, Republica Moldova astăzi când vorbim se confruntă cu un deficit de 4.000 de megawați pe oră, adică o treime din consum. Deci Putin vede la pachet în atacul ăsta asupra energiei Moldova și Ucraina. Păi încă o dată, care e surpriza că Vladimir Putin face acest lucru cu Europa deja de luni de zile? Adică întreaga Uniune Europeană are secționat acest coridor energetic cu Rusia. Rusia așteaptă ca această iarnă să ne nebunească pe noi toți, să tremurăm și atunci să tremurăm de frig și atunci să ne gândim, domne, nu e mai bine să cădem la pace, să găsim o formulă de înțelegere cu Vladimir Putin, să mai ridicăm din sancțiunile pe care Uniunea Europeană și lumea occidentală le-au aplicat la adresa Rusiei. Ori ce se întâmplă acum cu Ucraina, măcar Ucraina e, cum să spune, teritoriu de război, acolo distrugerile, deja din punctul meu de vedere, ele au trecut de limita unei campanii militare, adică acum se distrug cu dedicație și cu claritate sunt distruse rețele energetice care deservesc în cea mai mare parte o populație civilă. Deci este un atentat la adresa populației civile. Rusia dorește ca să-i determine pe acești oameni înfrigurați din Ucraina să facă presiune asupra președintelui lor doar să ajungă la o înțelegere. Același lucru rezerva Republicii Moldova. De ce? Pentru că are un președinte pro-european, are un guvern pro-european și nu prea s-a uitat așa cum ar fi trebuit probabil spre Moscova, drept care sunt și ei bătuți cu linia la palmă în acest fel, tăindu-li se resursele energetice. Nu? Dar, repet, asta e ceea ce se întâmplă cu noi toți în Europa. Doar că, evident, nu poți să compari țările avansate ale Uniunii Europene, bogate și care, hai să zicem, ca o resursă de slănină din care să reziste câteva ieri, nu poți să le compari cu Republica Moldova, un stat destul de vulnerabil, destul de fragil, cu o viață politică încă nestructurată și nematurizată, nu un stat a cărui independență, să ne înțelegem, doar de 30 de ani se poate vorbi cât de cât de independență Republica Moldova. Deci, evident, e un proiect clar, politic și de economic în egală măsură, al lui Vladimir Putin, rezervat acestor țări care au cutezat să se uite cu prietenie spre Europa Occidentală.
Pentru dacă... corectitudinea informațiilor, aș vrea să precizez, regimul Putin nu a tăiat efectiv doar Republicii Moldova sursele de energie. Ei au redus livrările de gaze către toată Europa, din care face parte și Republica Moldova, iar deficitul lor de energie electrică vine ca urmare a bombardamentelor din Ucraina, pentru că Republica Moldova importa curent electric și din Ucraina. Și la rând, din Transnistria, de la centralele pe gaz, la fel. Gazprom a redus livrările de gaze, deci nu e o țintă directă, adică, ca să spunem, nu, să nu se panicheze lumea. O treime din consumatorii din Republica Moldova sunt privați de energie în momentul acesta din cauza acestui concurs de împrejurări al cărui principal dirijor este Rusia. Da. E clar să scrie în spectru de cum e afectat toată Europa, a spus foarte bine și domnul ministru, dar nu, asta aș fi vrut să menționez, nu e țintă piept Basarabia, Republica Moldova, adică să nu ne panicăm noi, cu atât mai puțin să nu se panicheze ei, cetățenii. Păi asta cu ținta piept e destul de nedreaptă, pentru că nu e foarte... Vedeți, în contextul în care sunt oameni care suferă de pe urma acestor circumstanțe, până la urmă trebuie găsite soluții. Soluțiile se găsesc în altă parte, nu la Moscova. Mobilizarea pentru a găsi soluții e o mobilizare ca de război, Ciprian Purice. Așa este. Că de-aia România, după cum spuneai, trebuie să dea un răspuns prompt. Că nu avem timp de pierdut, nu? Deja îl dăm. E a doua vizită a doamnei Maia Sandu în România, într-un termen foarte scurt de timp, fix pentru a rezolva această problemă a energiei. Acum, iarăși aș vrea să spun ceva, să nu cădem într-o plasă iarăși a panicii și a spaimei. Și Republica Moldova, ca și România, au planuri de avarie. Adică, dacă nu e atât de mult curent electric cât consumă țara, se închide industria, în primul rând, industria neimportantă, apoi industria importantă. Niciun caz să nu ne imaginăm că dacă avem vreun verișor sau vreun frate sau vreo mătușă la Chișinău, la Bălți sau în altă parte, nu va avea curent la frigider și se va strica mâncarea în frigider sau nu va avea curent la bec. Asta nu se va întâmpla. Dar să nu minimalizăm efectele asupra industriei. În momentul în care oprești o fabrică ca să livrezi curent la consumatorii casnici, acea fabrică nu mai produce, nu se mai plătesc salarii, deci efectele sunt în lanț. De asta am spus că noi trebuie să facem totul pentru a ajuta, pentru că o privare de energie, pe lângă afectarea vieții clasice, adică să ai confortul de zi cu zi acasă sau la serviciu, duce la efecte în economia. Și dacă vorbim despre verișori și rude la Cernăuți, domnule Cioroianu, s-au auzit în această dimineață alertele de bombă, la o zi după ce a căzut bomba aceea în satul din Republica Moldova despre care am tot vorbit. Adică încet, încet se instituie această anxietate, această teamă tot mai aproape de România. Da, e adevărat. Trebuie să vă spun că la sfârșitul săptămânii trecute, întâmplător, am fost la un festival de carte de la Brașov, chiar așa se cheamă, Ai Carte, Ai Parte. În fine, și au fost și scriitori și muzeografi din Republica Moldova, din Ucraina, adică din zona Cernăuților, din Serbia, români, vorbitori de limbă română din Serbia. Cei din Ucraina, din zona Cernăuților, spuneau că oarecum erau și ei nelămuriți. Știți cum e liniștea aia dinaintea furtunii? Pentru că în orașul Cernăuți, ca atare, n-au fost lovituri în cursul acestor 8 luni de război și oamenii nici nu știau dacă e un semn bun sau un semn rău. Ori vă dați seama că neștiind niciunul dintre noi, neștiind planurile nici tactice, nici strategice foarte clare ale conducerii de mână foarte unidirecționale, unipersonale de la Moscova, nu știm dacă e vorba de o amânare sau pur și simplu consideră Cernăuțul neimportant sau dacă există alte planuri pe care noi nu le cunoaștem deocamdată. Ce să vă zic, că câtă vreme această stare de război va dăinui, evident că nicio regiune teoretic din Ucraina nu e scutită de amenințări. Dacă s-a ajuns cu lovituri până la Lviv, și Lviv să spunem că e mai aproape de granița poloneză, astfel de acțiuni, fie incidentale, fie accidentale, cum a fost racheta asta doborâtă, se pot întâmpla și în proximitatea granițelor României. Se pot întâmpla în zone locuite de
români, de vorbitori de limbă română din Ucraina, se pot întâmpla oriunde în Marea Neagră, inclusiv în vecinătatea coastelor noastre. Și, într-adevăr, aș dori și eu să închei susținând ceea ce spunea domnul Purice, pentru că mi se pare foarte important, inclusiv pentru românii din Republica Moldova, pentru cetățenii vorbitori de limbă română și care se simt români din Ucraina, în astfel de situație, oricât ar fi de greu, într-adevăr, panica este ultimul sentiment pe care trebuie să-l trăim, pentru că nu ajută la nimic cetățenii din Republica Moldova. Cei din Ucraina sunt persoane reziliente, cum se cheamă acum. Noi înșine am suportat destule, și dânsii și noi. Suntem oarecum învățați cu privațiunile să nu cedăm acestei panici. Dom'le, va fi o iarnă incredibilă, ne va îngenunchea Vladimir Putin cu gazele lui și cu energia lui, vom sta în frig. Păi am mai stat în frig. Probabil o să mai stăm din diverse motive. Unii pentru sănătate, alții pentru că n-au bani, alții pentru că n-au curent electric sau gaze. Cauzele sunt multiple, dar să nu cedăm panicii, pentru că această panică poate fi instrumentalizată politic de cei care sunt adversarii Ucrainei astăzi. Și adversarii Europei în genere, aș spune, mă refer regimul de la din Rusia actual. Mulțumesc mult pentru intervenție, domnule Adrian Cioroianu. Mulțumesc mult. Ca o concluzie, îl salut și pe Adrian Negrescu, analistul economic. Adrian Negrescu ni s-a alăturat pentru că, deși așteptăm această conferință de presă pe care cu siguranță Klaus Iohannis și Maia Sandu o vor susține împreună de la Cotroceni, facem un mic detur prin Ungaria. Adrian Negrescu, înțeleg că este ziua, o țară... Bună ziua, mulțumesc mult! E o țară în care merg țări vecine, locuitori din țări vecine, pentru cumpărături. Prețurile sunt mai mici în Ungaria, dar vom vorbi și despre asta. O profeție a unui reprezentant al Băncii Naționale a României, care spune că prețurile vor crește destul de sensibil în perioada următoare. Ia exemplul pâinii, despre care spune că se va scumpi cu siguranță pe fondul creșterii energiei. Din nou, BNR spune ceea ce guvernul nu spune, nu? Din nou, Banca Națională constată faptul că inflația continuă să crească și să nu uităm care este rolul Băncii Naționale, acela de a stăvili practic inflația, de a lua măsuri pentru a tempera practic creșterea prețurilor. A ieșuat de foarte multe ori în această tentativă în ultimii ani, iar acum, din păcate, este încă o dovadă a faptului că nu sunt coordonate măsurile luate de Banca Națională cu cele de la Palatul Victoria, în așa fel încât să reușim prin măsuri economice, administrative, chiar fiscale, da, să stopăm această creștere a prețurilor care a erodat puterea de cumpărare a românilor și a dus economia într-o zonă extrem de dificilă. Ce spune Banca Națională e un lucru pe care îl știam și l-anticipam inclusiv la dumneavoastră în emisiune încă din vară, că prețurile vor continua să crească în acest an și în 2023 vom avea prețuri foarte, foarte mari în creștere, poate nu atât de mari creșterile de prețuri ca în 2022, pentru că avem efectul ăsta de bază, da, crescut foarte mult în 2023 raportat la 2022, n-are cum să crească tot la fel de mult, dar aceste scumpiri se vor încheia abia în iarna anului viitor, dacă nu în primăvara lui 2024. Deci ne așteaptă în continuare scumpiri în zona de energie, gaze, zona alimentelor, a produselor nealimentare. Să ne pregătim pentru vremuri grele, pentru că, din păcate, această inflație erodează puternic o economie românească, o economie bazată pe consum. Iar dacă oamenii văd că în buzunarul lor nu mai sunt bani și cu banii pe care îi câștigă nu mai pot să cumpere ceea ce cumpăreau anul trecut, atunci e o problemă, pentru că consumul reprezintă principalul motor al economiei. Să ne pregătim pentru vremuri grele. Vorbeam cu reprezentanții ai producătorilor de medicamente români, cei de la Terapia Cluj, care spun așa, ni s-a promis că vom avea un preț subvenționat la energie. N-am avut până acum parte de acest preț, pentru că s-au făcut tot soiul de schimbări în legislație. În fiecare lună avem cheltuieli cu sute de mii de euro mai mari pentru că plătim prețul din contract la energie și e doar unul dintre sectoarele primordiale, cruciale din această țară, lăsat să se lupte cu prețuri mari și dacă îi întreb pe oamenii politici, am promis, dacă căutăm soluții. Păi asta până la urmă nu e o tergiversare cu premeditare? Da și nu. Da și nu.
De asta am observat că, prin, sau ce ne-a anunțat domnul Ciolacu, că ei încearcă, coaliția, guvernul încearcă să găsească soluții de a impune un preț maxim, pentru că deja s-au ajuns la aberații. Am văzut o ofertă de preț la aproape 10.000 de lei megavatul. E o aberație, în condițiile în care hidroelectrica ar produce cu 100 de lei, da? Ca să vedem dimensiunea. E clar că aici vorbim de speculă, de jafa, au venit toți băieții deștepți pe piața românească și de asta e necesar să impună acest plafon de 1.300 lei maxim, care să vină să dea o gură de oxigen industriei românești. Și aici trebuie să spunem, vorbim de mare parte din capitalul național, pentru că nu marile companii au probleme, da? Nu marile supermarketuri, nu marile mall-uri, ci producătorii, acolo e problema, poate și chiar marile companii. Ciprian, peste tot în Uniunea Europeană deja măsuri de subvenționare s-au luat. Noi ne batem pe o piață comunitară în care producătorii de medicamente, nu știu, din Franța, Germania, au deja subvenții de atâtea luni, că pe ei a auzit cineva la noi. Pentru că, din păcate, e cu vorbe la noi, și nu cu fapte. Adevărata putere în România este la această zonă a energiei. Acolo sunt cei mai mulți bani, acolo sunt cele mai multe interese, acolo sunt la companiile de stat, cu tot repet și o să o repet până să încheie nebunia asta, sunt cei mai mulți angajați, foști angajați ai serviciilor secrete. Și e foarte greu ca guvernul ăsta, care săracul stă în poziție de drept în fața acestor oameni, în fața acestor entități, și probabil de asta mergem pași mărunți, puțin câte puțin, adică să mai duc pe la ismă, domnule, vine rău, vine haloimesul, intră economia României în faliment, mai cedați puțin din cât furați, altfel nu se poate. Mă bucur totuși, mă bucur că se întâmplă și aceste lucruri, pentru că la cum era țara noastră, puteam să fim efectiv fără nicio compensare, fără nimic, în jocul acestor entități de băieți deștepți din energie. Aici trebuie să vedem, și mai mult decât atât, problemele astea sunt în toată Europa, nu numai la noi. Deci, păi da, dar poate că în toată Europa nu sunt băieți din servicii care țin piciorul pe frână și nu lasă pe nimeni, așa cum spui, eu te citez, și nu lasă pe nimeni să intervină și suntem cu toții prinși ca niște prizonieri în povestea asta. Din păcate nu putem să vindem iluzii telespectatorilor. Da? Aici suntem, noi suntem reactivi. Se întâmplă ceva rău în piață, reacționăm, încercăm să reparăm. Să scumpesc nespus facturile la energie pentru industrie, încercăm să reacționăm. Nu se poate altfel, din păcate, avem această situație. Cum am ajuns aici e o altă discuție, dar aici suntem. Eu, care mă pricep la prietenii mei din energie, asta spun. E nevoie de o mână de fier la Palatul Victoria, un om care să nu fie deloc șantajabil, să poată face o schimbare adevărată. Și vă mai spun ceva. E foarte grav ce spui. E foarte grav, dar vă spuneam și în pauză, având în vedere că vine o iarnă grea, nici nu e recomandat să faci mișcări bruște în zona companiilor din energie, că cine știe ce se poate întâmpla. Deci, aici suntem. Păi da, dar dacă lucrurile stau așa, Adrian Negrescu, atunci ne batem capul în fiecare zi degeaba, voi, analiștii economici, le dați soluții și totul pare scris într-o ordine așa imuabilă. Da, noi ne faultăm singur economic vorbind, ne tăim singur craca de sub picioare, pentru că ne bucurăm, și vorbesc aici din perspectiva autorităților, ne bucurăm să adunăm mai mulți bani la buget. Da? Despre asta este vorba. Au adunat în primele luni, 8 luni, conform execuției bugetare, cu 22% mai mulți bani la buget. De unde au venit cei mai mulți bani? Din prețurile astea crescute, tot ce înseamnă TVA, taxe, accize, toate sunt mai mari și statul adună mai mulți bani ca să-și întrețină, practic, aparatul bugetar, da? să continue cu investițiile alea, care n-au nicio legătură cu realitatea până economică, și Joe Biden să plătească. S-a enervat și le-a spus acestor mari actori din domeniul petrolier și al energiei să vă fie rușine. A venit momentul să vă fie rușine. Nu știu dacă ați văzut declarația asta, dar s-a enervat rău. Asta e pe principiu să-ți fie rușine din un patriciu, să-i fie țărna ușor. Haideți să fim serioși. E frecție la picior de lemn. Dacă voiau să facă ceva, făcea. Ce e o declarație electorală asta? Bineînțeles, domnul Biden, dacă vrea să facă ceva, suna pe Putin și spunea: băi, Volodea, hai să ne întâlnim la Geneva să rezolvăm Ucraina. Păi mai mult decât atât, Statele Unite se laudă acum că și-au înjumătățit deficitul bugetar, urmarea acestor creșteri de prețuri. Și beneficiază de această inflație, cum beneficiază și statul român. Stați că vă întrerup puțin, că s-a dus domnul Ciolacu în portul Constanța și a găsit un cadru frumos așa și ne spune ce va fi cu România. Hai să-l ascultăm puțin. Și Consiliul Județean și Primăria mai pot fi președinți? Părerea mea este că când vorbești de reconstrucție, pleci de la o realitate și vom vedea cu toții care vor fi deciziile pe care le va lua fiecare organizație. Deci e în funcție de organizație. Bineînțeles. Mulțumesc.
Feri Brădescu, Europa FM. Domnul președinte, deci dumneavoastră ați dat de înțeles că încă nu ați lămurit în coaliție această schemă pe energie privind ordonanța. Din punctul... Haide să fiu și mai sincer. Vă rog. Politica pe energie o face Ministerul Energiei. Eu până în acest moment de la Ministrul Energiei n-am primit nicio hârtie sau nicio viziune în ceea ce privește prețul la energie și care este abordarea pe anii următori. Și atunci, împreună cu echipele de lucru din interiorul partidului, am lucrat la anumite modificări categoric în zona de reglementare a prețului pe energie, repet, pe o perioadă determinată. Deci aveți propunerile concretizate pentru a fi prezentate la masa coaliției. Unele dintre aceste propuneri au fost discutate de către mine și domnul prim-ministru. N-am avut o discuție finală. Sunt ferm convins că săptămâna aceasta și împreună cu președintele Kelemen Hunor vom avea o întâlnire aplicată și cu experții pe aceste modificări. Având în vedere că sunteți politicieni. Ce pot să vă spun și sper să nu deranjez pe nimeni, în ceea ce privește principiile, am picat de acord. Extraordinar răspunsul Universității Babeș-Bolyai astăzi cu privire la teza de doctorat a domnului Bode. Nu știu dacă ai văzut, Ciprian Purice, acest răspuns în care se spune că domnul Bode a plagiat practic în marja de eroare a plagiatului, că ce mai contează acolo câteva pagini. Dar și domnul Bode răspunde cu parapon așa, imediat să găsim postarea domnului Bode de astăzi de pe Facebook. Domnul Bode le spune celor de la USR că, vedeți, până la urmă n-ați avut dreptate, că tot eu practic am avut le-am dreptate. Mulțumit celor de la USR pentru această spălare mai ceva ca la nufărul pe care... Politicienii dactilografi din USR care m-au copiat de zor la bibliotecă s-au făcut de râs, spune domnul Bode. Da, dacă tăcea filosof rămânea, pur și simplu primea cu excelență acest titlu de doctor mai puțin plagiat decât doamna Chioveși și această comparație, repet, nu știu dacă cei de la USR au făcut-o intenționat, eu cred că da, o spălare, o curățare mai ceva ca la nufăr a domnului Bode a fost reșapat, repus pe traseul său. De către Universitatea Babeș-Bolyai? De către USR. USR a deschis subiectul plagiatului lui Bode și în momentul în care îl acuz pe un om de ceva și acel om se dovedește că nu a făcut acel lucru, adică plagiatul e foarte, foarte mic, deși oricum e o rușine uriașă, dar foarte mic în comparație cu restul plagiatorilor din România, clar domnul Bode este pornit, așa, reînșurubat să aibă o carieră bună și aici o pun asta în contextul jocului intern din PNL, unde domnul Bode este secretar general. Să nu uităm despre zvonurile recente, despre o plecare a domnului Eduard Helvig de la SRI și o revenire în politică la el acasă, în mod natural, la PNL. Deci, probabil cineva s-a speriat că dacă și domnul Bode ar fi cotonăgit, să spunem, pe zona de plagiat, atunci domnul Helvig ar avea așa culoar liber. Deci, iată că domnul Helvig nu mai are așa un culoar atât de liber cum l-ar fi avut dacă domnul Bode ar fi fost scos din jocul politic. Ceea ce este rușinos și asta vreau să spun, din punctul meu de vedere nu există plagiat 0,1%, 5%, 8%. N-ai cum să te pretinzi doctor și să nu te ducă capul, măcar să reinterpretezi ceva ce, de unde te inspiri. Am scris și noi lucrări de licență, disertație, nu am inventat noi lumea. Lumea nu e cuvânt cu cuvânt. Îți place teza cuiva, o elaborezi, adu și tu ceva acolo în plus, dar nu cuvânt cu cuvânt. Chestia asta... cu plagiatul deja și de ce e ridicolă? Într-o țară în care la noi se fură de pătoare la toate colțurile, probleme energetice, inflație, război la graniță, ne-am lovit de plagiat, adică am rezolvat toate problemele României, criza de energie de la supermarket și de la graniță și cu Schengen, nu? Am rezolvat și cu Schengen și ne ocupăm de plagiate. Asta este principala problema României. Decanul Facultății de Științe Politice, domnul Cristian Preda, este în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule profesor, vă mulțumesc! Bună ziua, doamnă! Ați văzut și dumneavoastră rezultatul celor de la, rezultatul analizei celor de la UBB, așa să știu opinia dumneavoastră în legătură cu acest diagnostic pus de Universitatea Babeș-Bolyai. Da, ce să vă spun, pozițiile mele sunt cunoscute. Cred că persoanele care
o notorietate câștigată în politică, n-ar trebui să se apuce de doctorate, pentru că n-au când să facă lucrările respective. Pentru un doctorat trebuie să stai 10 ore pe zi, an bun, 3-4 ani în bibliotecă. Nu poți să fii ministru de externe, cum a fost Mircea Joana, și să faci în acest timp doctoratul. N-ai cum. Undeva trișezi. Ori nu ești ministru, ori nu-ți faci doctorat. Asta este o chestiune. Și cred că de aici ar trebui să pornească discuția. În al doilea rând, aș vrea de la UBB, dincolo de acel text care lasă tuturor părților libertatea de a interpreta ce cauză au vrut să apere înainte, e un text cu foarte multe nuanțe, dar fără o, ca să zic așa, o opinie. Dincolo de asta, însă, n-aș vrea să știu ce spune domnul Adrian Ivan. Cred că dânsul n-a fost solicitat să intervină public. Domnul Adrian Ivan este directorul de studii al domnului Bode și inventator al domeniului studii de securitate. Același Adrian Ivan este rectorul Academiei SRI. Și nu știu de ce, de când se discută despre Bode și despre maniera absolut jenantă în care a scris această teză de doctorat, domnul Adrian Ivan nu spune nimic. Că el a validat acest parcurs. El a spus, Bode, poți să faci o teză. Și mai mult, Bode, ai făcut o teză bună. Eu zic să-l căutați pe Adrian Ivan. Și să-l întrebați de altfel cum se împacă poziția de la vârful Academiei SRI cu această calitate de îndrumător al unor doctorate execrabile din punctul de vedere intelectual. Cam asta am avut de spus. Aș vrea să știu părerea de să știu despre... cred că chiar atât a avut de spus domnul profesor Preda, e clar. Bun, acum va continua această căutare de oameni politici aflați în poziții cheie sau se vor mai calma jocurile? Pentru că pare că și aici există momente oportune. Cei de la USR sunt la originea acestor demersuri. Da, nu putem să nu-i dăm credit doamnei Emilia Șercan, căci dumneai a lansat această modă a plagiatelor. De multe ori a dovedit că a avut dreptate. Din punctul meu de vedere, parcă s-a discutat prea mult despre aceste plagiate și nu ar fi trebuit să ocupe în anumite perioade atât de mult agenda publică. Probabil se vor mai discuta, că mai sunt o groază de oameni, dar vedeți cum li se întoarce. Li se întoarce că așa realitatea are întotdeauna un simț foarte ironic de a izbi în față pe unii. Acest precedent creat în favoarea doamnei Chioveși, când i s-a analizat teza dumneei de plagiat, care plagiase 4,9% și au spus că dacă e 4,9% e mai mic ca 5% și atunci nu poate fi considerată o teză plagiată. Iată deci că s-a creat un pretext prin care toți cei care sunt sub acest procent de plagiat al doamnei Chioveși, nu-i așa, sunt mai buni decât doamna Chioveși și sunt mai puțin plagiatori decât doamna Chioveși. Deci asta ne arată că trebuie să aibă grijă cei care susțin așa niște lucruri împotriva mersului firesc al lucrurilor în România, că s-ar putea să li se întoarcă direct în freză. Și asta ar fi recomandarea mea pentru cei care se ocupă de așa ceva. Și nu în ultimul rând să le mulțumim celor de la USR pentru acest cadou imens pe care i l-au făcut domnului Bode după atâtea gafe și trăznei pe care le-a făcut sau lucruri care s-au întâmplat în poziția sa de ministru de interne și pentru care n-a dat socoteală niciunul. Să ne amintim de Onești, de secția 16, de irlandezul care a făcut praf jandarmeria română și a ajuns în Parlament. Da. De scandalul cu bombardierul cu Mercedes, în care iarăși n-a avut nicio poziție ministru de interne din România. Peste toate aceste lucruri sunt toate șterse cu buretele, avem tabula rasa, pentru că cei de la USR au servit un cadou formidabil domnului Bode cu teza de plagiat de doar 2,95% plagiat din total. Da, și aici s-a creat un precedent. Procentajul plagiatului e o rușine, ca un fel de mercurial. O rușine, dacă întrebăm orice două om din lumea academică de pe planeta asta, numai că nu există plagiat mai mult sau mai puțin. Adică asta e exact ca și cum ai lovit pe cineva. Dom'le, nu lovești mai mult sau mai puțin, l-ai lovit și deja e neregulă. La fel și aici, nu există că ai plagiat
jumătate de pagină sau 300 de pagini. Ai plagiat, nu te poți numi om în zona asta academică, doctor, masterand, dacă nu ești în stare să pui cu cuvintele tale ceea ce ai văzut la alții. Marcel Ciolacu, aflat în portul Constanța, pe care l-a vizitat împreună cu Sorin Grindeanu, a făcut din nou declarații despre prețul energiei. Veți avea ocazia să vedeți aceste declarații. O singură chestiune, Ciprian Purice mi-a tras atenția. Marcel Ciolacu spune că până la urmă a obținut, dacă am înțeles bine, am văzut doar un fragment din declarația asta, că a obținut acordul celor de la PNL privind acest preț maximal la energie. De fapt, domnul Ciolacu încearcă să ne spună, cu alte cuvinte, că adevărații patroni, ca să nu spunem stăpâni, că sună rut, ai domnului Virgil Popescu de la energie, toate companiile de stat din energie care se află în subordinea domnului Virgil Popescu, le-au dat voie coaliției să impună acest prag maximal de 1300 de lei la energie. Un prag care scumpește, trebuie să spunem, energia pentru 70%, pentru că furnizorii de energie spun 70% dintre români se încadrau în plafonul ăla care ar fi putut să primească plafonul maximal, subvenție. Deci nu va fi ăsta prețul standard, că e absurd. Adică dacă hidroelectrica vinde la 680 de lei... Păi da, dar dacă se va lua în calcul venitul populației... E complicat. Mai e mult până departe. Un venit aferent unei familii care se poate încadra în categoria aia vulnerabilă nu va mai putea permite o subvenție. Deci, asta era o chestiune corectă. Mie mi se părea normal să-i ajut pe niște pensionari sau niște familii care au 1000 de lei, 2000, 3000 de lei, să nu-i ajut pe unii care au 10.000. Adică hai să fim corecți. Da? Asta înseamnă echitatea. Dar e greu să faci această analiză într-un termen atât de scurt încât să poți să mergi cu subvenția acolo și atunci le-a rămas chestiunea consumului. Repet, e un mare succes pentru coaliția și politicienii noștri că au reușit să smulgă de la adevărații stăpâni ai domeniului energetic și ai banilor din România și ai puterii din România să smulgă acest prag de 1300 de lei. Pentru asta au luptat, asta au negociat în acest timp. Au negociat, nu știu dacă au luptat. Li s-a dat voie, li s-a permis. Probabil au și venit tot soiul de rapoarte și prognoze care au spus că vine haosul, că o să ia popor român cu furi și topoare pe toți și nu o să mai țină cont de cine și cum e. Adică aici trebuie avut grijă, pentru că poate în alte vremuri să putea, doamna Chiuria, să putea fura în draci. Pentru că avea și românul ce să mănânce, avea cu ce să-și plătească curentul. Acum nu se mai poate. Trebuie făcut această pauză, să înțeleagă că până în primăvară măcar să mai oprească furtul și bătaia de joc la adresa românilor. Da, sunt multe lucruri care urmează să fie lămurite și în domeniul acesta. Așteptăm răspunsuri. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Urmează jurnalul Orei 15 cu Ștefan Păscuță la B1 TV. Ne revedem mâine la ora 13.